Salutare lume și bine v-am găsit la o nouă serie. Cred că acest tip de joc nu mai are nevoie de nicio introducere, deci bun, hai să-i dăm bice. Mă gândeam în episodul de astăzi, sincer, să mă duc să fac reaprovizionarea la laboratorul meu de metamfetamină, pentru că chestii interesante, mai interesante de atât aș putea să fac, de fapt, dar mama dracului, nu prea am bani, deci da. Bun, stai mă, cum făceam? Quick GPS... MATLAB. Bă, băiatul, împrumutăm și mie mașina, că-mi place de ea, să moară Bibi dacă nu. Dă-o încoace. Yes, you have to. Oh, vai, am și dat peste tine, ce trist. Bă, acum, chestia e că nu prea mai mi-aduc aminte exact cât am făcut data trecută, dar s-ar putea să nu fie nevoie să fac reaprovizionarea, ci ba chiar din contră, să fiu nevoit să vând. Deci, asta s-ar putea să fac pe dealerul de droguri. Bun, hai să mergem acolo. De ce? Ce-am făcut, boss? Dar ce-am făcut, bossule, de a spus recompensă pe țea asta mea? Simțiți dracului! Ia uite mă, ăștia vor să mă facă. Bă, tati, bă, ce crezi tu că facem noi aici? Bă, sincer, îmi place destul de mult GTA 5 online-ul, dar singura chestie care mă deranjează la el e chestia asta cu mersul până la mama dracu unde trebuie să ajung de fapt. Ar fi fost, din punctul meu de vedere, mult mai ușor să fac o chestie cu fast travel, gen, da, vreau să ajung acolo, bum, am ajuns acolo. Mamă, dar framează ceva. Damn, son. Fly upside down near the ground for the longest... Ah, challenge-ul ăla idiot, am încercat și o să-l fac odată și... Nu, e de rahat. E de rahat, boss. E foarte de rahat. Aaaa, ce era s-o bușesc. Bă, îmi place mașinuța, cred că o să o păstrez. Asta dacă nu cumva o bușesc, că... Oh, 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 la la, atât de aproape. Asta dacă nu cumva o bușesc până livrez eu metamfetamina, dacă o să am ceva de livrat sau dacă trebuie să iau materiale pentru a mai produce ceva în plus. Ah, fuck, trebuia să fac eu o gafă de genul. God fucking damn it. Las că arată bine. Oh, Jesus, am făcut drumul ăsta de 11.000 de ori aproape că l-am... Cred că dacă l-aș mai face de vreo 10 ori așa, fără GPS, cred că l-aș învăța pe din afară ce și cum și pe unde trebuie să o iau. Nu, mersi, nu vreau să vorbim. Ar fi fost mișto dacă ar fi existat pe telefon o chestie care să, gen, să-ți închizi telefonul, să nu primești apeluri, mesaje, mai nimic. Pentru că nu prea fac joburi, nu prea mă bag la misiuni... La invitații de misiuni, de fapt, pe care mi le trimit alții. De obicei îmi fac eu treaba mea. VIP work, adică... Oh, hai că aproape am ajuns. Tot timpul când vin la laborator, mă bagă numai pe drumul ăsta, plin de... de nivelări. Oh, shit. Și că numai în România avem drumuri așa. Uite că nu. O, oh, fac, o, fac, o, fac, o, fac, o, fac. Nu vreau să te bușesc. Nu vreau. Ok, ia să vedem. Vindem sau luăm? Care e întrebarea? De fapt, asta e întrebarea, dar care e răspunsul? Jesus, ce idiot sunt. Deci avem 10.200. Bun, hai că încerc să fac mai întâi o reaprovizionare, că asta e mai ușoară, nu de alta. După care fac o vânzare. Resupply, steel supplies, confirm, boss. You are not the president, I shall. Alright, so, what's better than resupplying, I hear you ask? Steal the supplies. Resupplying at the same time as desupplying your motorcycle club competitors. Now, one of their riders is carrying the stuff, so you're gonna keep knocking them off their bikes till you find the guy who's got what we need. Oh, Jesus, nu aia. Nu aia. Urăsc modul ăsta, deci e cel mai drahat mod în care ai putea să iei supplies. Dar bănuiesc că n-am decât să încerc.
Ia să vedem noi unde e fraierul ăla, că văd unul fix pe drumul ăsta pe care sunt eu. Sper să nu fie la mama dracu distanța și sper să nu fac accidente. Bike mini can be used to... Aha, am înțeles. Am înțeles și nu prea. Ia să scurtăm noi din drum pe aici. Da, acolo era un gang, nice. O întrebare, de ce dracu am primit 31 de dolari? Că știu că nu-i aveam acolo înainte. Ia, boi, ești aici aproape, a? Oh, fuck, m-am înșelat. Nu ești aproape și am făcut și accident. Ca o vită proastă ce sunt. Ia mă să vedem, unde mama dracu să ăștia? Mamă, e unul fix acolo. Să mor tu că e unul fix acolo. Nu știu de ce căcat am făcut aia. Asta voiam să fac. Well, damn, son, unu-i pe aici pe undeva. Asta dacă nu mă înșală harta, da, e unul acolo. Yes. Nu te mai mișca, bă, nenorocitule, de pe loc. Oh, fuck. This is not good. Oh, te rog eu să mi-o dai din prima, te rog eu să mi-o dai din prima. Nu mă pune să mă mai duc la mama dracu după altul. E bine că măcar rămân pe loc, adică... Știu că data trecută... Oh, fuck, nu. Ai, Jesus, am făcut căcat mașina asta. Oh, fuck, fix de ce mi-era frică, mi s-a îndoit roata. Da, și cum așteptam să mișcă fraierii. Nu, deci nu suport chestia asta când trebuie să mă duc după unul care e în mișcare. Dar stai așa că imediat îl... Oh, ce bat. Ok. Oh, damn, son. Deci stai să înțeleg. Intru aici pe drum, o iau la stânga și dau fix în el. Gata, boss, așa facem. Ia stai mă tu așa, ia stai mă tu, oh nu, not again! Hai că nici n-am făcut-o praf mașina. Deci fraierul ăla e undeva fix pe drumul meu. Bun băieți, hai să fim cu ochii în patru după o motocicletă. Sau ceva de genul, un scooter, ceva, nu știu. Și trebuie să fiu atent și la mașină că o ia într-o parte. Ah, ia uite-l, îl văd. Well, motherfucker. You are so fucking dead, bitch. What's up, motherfucker? Oh shit, asta nu era în plan. Și am înțeles, nici asta nu e. Asta este, o să mor. Hell no, bitch. Well, hell no, bitch. Stop the goddamn car. Ah, uite încum, fraier. Fix aproape de mine. Întrebarea e... Aha, pe aici am înțeles. Te rog, spunem că drumul ăsta face undeva la stânga. Da, motherfucker. Unde ești, fraiere? Aha, aici sunt.
Run the fuck away. Mamă, și acum o să-mi dea și global sign. God fucking damn it, nu e bună. Trebuie să mă duc acasă repede, du-te acasă repede. Stai să băgăm niște chestii rapid. Snacks, boy, snacks. Ah, shit. Bagă. Oh, fuck. Bine, hai ca... You dropped some business supplies. Well, fuck my life. Hai că s-aproape. Hai, da, tati, du-te, că o să vină fraierii, alți playeri, adică. Oh my god, ce bine că m-a spawnat așa aproape. Te rog eu să nu vină careva. Atât aș cer, mâncați-aș gura ta. Bă, și totuși e ciudată chestia asta cu Steal the Supplies, că de cele mai multe ori când fac misiunea asta, care cică ar trebui... Oh, stai așa, dăm ce ai tu, vreau ce ai tu. Ok. Bine, măcar că am observat că motocicleta mea era bușită. Taci-mă din gură, dăm mașina încoace. What the hell? Yes, indeed, what the hell? Government stooge. N-ai să vezi, nu mai prinzi tu mașina asta. Cum spuneam, de multe ori când fac misiunea asta, mă trimite să iau dita mai transportul, frate, cu o cutie din aia de marfă sau ceva de genul. Deci e imensă, probabil jumate din mașina asta. Și acum m-a trimis să iau o gentuță mică acolo, morții. Ce faceți cu aia, nu știu. Dar sper să-mi bage ceva la supplies acolo, că nu m-am chinuit atâta pentru nimic. Da, sunt un șofer varză, marș-mă de aici. Yes, oh, your fucking god. În caz că vă întrebați de ce conduc așa prost, tocmai mi-am schimbat mouse-ul, am luat un Red Dragon și e masiv, frate, deci e super greu. Eu aveam unul din ăla, bă, fin, mă, fin și ușor ca puiul de găină, mă, ăsta e super greu, zici că e bolovan, n-am văzut așa ceva. Și de-aia conduc și trag așa prost, că nu m-am obișnuit cu el. Ah, fuck, nu face accident, iar! Și da, de asta nu-mi plac mașinile 4x4. Stai că ăsta cred că e player, ia să vezi. Ah, nu e. Mă așteptam să fie player, sincer, la cât de repede mergea. Ia mă cât mai avem. Oh, Jesus. Ah, dar știu că tocmai am trecut de motorcycle club-ul meu și știu că fix pe direcția asta o luam, deci ar trebui să nu fie chiar atât de departe. Oh, Doamne, ce-a pus frumos. Eu împreună cu drogurile mele în mașină l-a pus de soare. Ce-ar putea fi mai gangsteresc de atât? Damn, son. Aș fi vrut totuși să pot să las muzica în joc. Dar mi-e să nu-mi iau cumva copyright sau ceva de genul. Deci da, a trebuit să o scot. Bă, dar e așa mișto muzica în jocul ăsta, nu mă așteptam. Mai ales atunci când faci o misiune sau ceva, că e fix pe... pe genul ăla de situație, cum vezi în filme și prostii de genul. Hai că aproape am ajuns. Ușor aici. No boy, no getting old. The supplies were delivered. Yes, of course, my friend. Cum să nu? Și cred că o să fac și o vânzare dacă stau să mă gândesc. Ia auzi, cum se aude de parcă ar deschide cine știe ce transport sau ceva de genul. Ok, tocmai am făcut 30. Nice, not bad. Ia mă să mă duc eu să vând metamfetamina asta pe care o am deja. Sper doar să nu mă dea în elicopter sau avion, că încă n-am apucat să pilotez elicopter sau avion și da, o să fie destul de prahat, de derahat. Well, let's go, boys. You doing this, huh? The product's in the back of the truck and ready to move. Get it to the buyer. In the back of done. The truck. Ah, easy peasy lemon squeezy. Știu ce trebuie făcut aici. Am mai făcut-o. Uite, exact la modul ăsta mă refeream. De multe ori m-a trimis să iau un transport. De fapt, da, un transport de...
de materiale de produs, exact de dimensiunea cutiei ăsteia. Acum m-a trimis după o geantă, mă, nene, după o geantă, în puii mei, valea-mă de aici. Ai impresia că eu pierd cu fraier ca voi, mă? E bine totuși că e aproape chestia asta. Nu o să stau să mă complic cu fraierii. Easy money, boy, easy money. Oh, well, shit. Ăștia nu se lasă pe gubași. Ha, mă. Să vă văd cum treceți acum prin gr... Oh, fuck. Stai că eu eram concentrat la faptul... Ah, caca, nu. Eu eram concentrat pe faptul că trebuie să scap de ei, dar nu am mai fost atent și la drum. Jesus! Get the fuck away! Get the fuck away! Oricum aproape am vândut-o fraierilor. Da, da, exact, vezi că știi cine e bossul. Fraiere. You successfully delivered the mat. Care ai zis, mă? Oh, shit, vine polițaiul, nu. Eu nu stau la polițai că... Marș, mă, de aici. Nu stau la polițai că dacă îl mierlesc pe fraier o să fac steluțe. Și nu vreau să fac steluțe. You earned an additional high demand cash bonus for selling product in a session with rival players, dar și normal, mă. Ah, well, ok. Cineva face headhunter, no shit. Dar, nu, asta mă interesează. Ia să vedem. Red bike. Da, sunt sărac. N-am decât un apartament, un motorcycle club. Bă, dar unde dracu e? Ah, acolo. Și pe o afacere, care e aproape fully upgraded, dar mică întrebare, nu știu ce să fac. Ori să-mi fac upgrade-ul la maxim, pentru că upgrade-ul pe care trebuie să-l fac acum e de $1,100,000, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și bunkerul cam tot pe acolo costă, dar în schimb dacă cumpăr bunkerul o să pot să fac heist-uri și prostii de genul și asta înseamnă mai mulți bani. Nu că acum aș putea să fac heist-uri, dar măcar pot eu să le organizez așa decât primesc invitații de la alții, which kind of sucks. Că nu știu de ce fraier dau, nu de alta. Ok, de unde dracu se aude aia? Yeah, wait a fucking minute. Cât de departe e tipul ăla? Cam departe. Nu e niciunul prin zona mea. Well, dacă nu e niciunul în zona mea, fuck them. Sper să-i omoare ăla. Uite, cum spuneam, stunt race. Primesc de la fraieri invitații și nu-mi place. O singură dată mi s-a întâmplat să fac un heist. L-am repetat, cred că de 7-8 ori, să nu exagerez, ceva de genul. Când trebuia să-l luăm pe Prașkovski, cred că-l chema pe tipul ăla, nu mai țin minte. Trebuia să-l scăpăm din pușcărie. Bă, și am reușit, mă, și după ce am luat avionul, bă, eram aproape de checkpoint, frate, și a sărit unul din avion, n-a deschis parașuta când trebuia sau cred că ceva de genul și a murit idiotul, frate, a murit. Deci da, aici dacă nu ai un crew pe care să te bazezi, gen prieteni din viața reală care au și jocul, se alege praful de heist-ul tău. Bă, dar praful, mă! Măcar sunt aproape aici. Norocul meu a fost că l-am prins la reducere de Crăciun jocul și aveam cred că vreo 35 de euro sau ceva de genul și am reușit să-mi cumpăr și Shark Bundle-ul ăla de pe, de pe Steam sau cred că Shark Bundle, mă rog, e o chestie de aia care-s $2,000,000 în joc sau ceva pe acolo. Nu mă interesează și da, așa am reușit eu să cumpăr toate chestiile astea pentru că în prezent... Tot ce am făcut eu de când am cumpărat, ce am avut de cumpărat de fapt și până în prezent, n-am făcut decât $293,444, deci era imposibil să am toate chestiile astea fără chestia aia, cel puțin până acum, la level 30, adică. Give Meriwether a call to request a helicopter pickup at your location for fucking what? Pentru ce mai exact? Că nu-mi dau seama. Bun, e toată afacerea aprovizionată. Ia uite ce e aici, boss. Ia să vedem pentru ce trebuie să fac eu upgrade mai exact, că nu mai știu. Cred că la echipament, dacă nu înșel, știu că ăla era al dracu de scump.
Buy upgrades. Da, ăsta e. Equipment upgrade, boss. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao, les.